Bă, vezi, mă, frate, mă, ce prost e omul care n-are televizor în casă de 10 ani, mă, ce prost e, că nu știe când se întâmplă chestii de genul. Și anume că băiatul cu musca, frate, s-a dus la România au talent și a făcut show, a făcut fucking show. Și astăzi ne uităm la chestia asta, că trebuie neapărat, că e legendar, e legendar, legendar, omul, legendar. Așa că puneți-vă bine pe spate și hai să ne uităm la Alexandru Pârgaru la România au patent. Bună! Bună! Salut! S-a rupt. Câți are? 28, împlinesc 29. Mulți înainte! Bravo! Eu nu vă urez mulți înainte vouă, ci viață veșnică în lumina divină, sau și mai bine spus, în lumina lui Hristos, să trăiți veșnic, în armonie, în pace, în iubire, în tot ce e mai sfânt și mai divin. Amin, amin, acum și aici și în vecii vecilor. Amin. Mersi, frate, mersi. Bă, apreciez, mă, apreciez că mirează chestia asta. Cine știe când o să ai nevoie de chestii de genul? Ai vreo meserie anume? În trup. În realitate am mult mai mult. Adică cum? În realitate cât? Adică în realitate ca spirit am câteva zeci de mii. Băi, ești nebun? Păi are să fie meme pe TikTok, să fie meme pe Instagram, să fie meme pe YouTube. F. Da. De la Fazan. R. De la Radu. I. De la Ion. C. De la Carmen. A. De la Alex. Da. Frica. F, falsa, realitate, indusă. Bă, ăsta era mereu blond sau s-a vopsit? Adormiți, paranteză, în conștiință. Este cea mai simplă, scurtă și cuprinzătoare definiție a fricii. Și vine de la tovarășul Cornel. Puh! Ucigă-l Sfânta Crucea lui Iisus Hristos. Amin, amin, acum și aici, în vecii vecilor. Amin. No, Cornel, ai belip, că ți-o pus ăsta blestem. Eu zic să nu mai ieși din casă câteva zile. Că tot pus să blestem, cine știe, ești din casă, cade o cruce din cer pe tine, e nebun. Și înainte să mergem mai departe, ca să meargă lucrurile și mai bine, să fie totul și mai smooth, mi-am făcut o licoare magică. Mi-am făcut un G-Fuel, fraților, ca să am energie să mă uit la pârgăletul ăsta. În caz că nu știați, G-Fuel este o băutură răcoritoare care te ajută să ai energie, focus, enduranță, reacție. Este o băutură de gamer și nu numai. Bine și înțeles, nu numai, nu este vorba de gamer, dar este găsită special în rândul gamerilor. Sigur ați auzit de G-Fuel până acum, 100%. Aveți link-ul în descriere de unde puteți să vă luați, shop.energylab.ro. Vedeți și aici pe microfon, you know, representing. Folosiți codul roșu pentru 12% reducere la orice comandă. Și dacă vă cumpărați cumva, dați-mi tag pe Instagram bogdi.v și o să vă repostez la story codul roșu pentru 12% reducere shop.energila.ro. Aveți o grămadă de arome pe site, puteți să alegeți din care vreți voi. Preferata mea asta cu Crash Bandicoot, frate, e insane de bună. Și după și asta cu Hype Sauce e bună, rău de tot. Mai am încă câteva, dar astea două îmi plac cel mai mult. Până acum, trebuie să încerc și eu mai multe, bine și înțeles. Ei, poate vorbăiți de la Energy Lab să-mi trimită niște arome șmechere. Facem un, nu știu, un episod special, poate. Primul și în primul rând mă numesc Alexandru Pârgaru. Alexandru! Asta nu știe de ce râde toată lumea. Asta nu știe mimurile. O poezie. Terapie cu cristale, cromoterapie. Adică ai clienți, vin oameni la tine să se repare și tu... Să se vindece. Să se vindece. Reparăm o mașină, și... reparăm un obiect. Păi cum adică că trupul nostru este mașina, este obiectul sufletului, este mașina sufletului care duce din punctul A în punctul B, care duce sufletul din punctul A în punctul B. Noi toți suntem mână în mână cu toți de sus. Toți suntem mână în mână. Aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos? Eu zis-o, frate, eu zis-o cu clasica. Aveți 5 minute să vorbesc de Domnul nostru Iisus Hristos? Trebuia să-i mai dea și un pliant. Și aia era, frate, ești nebun. Complet. Bă, dar să știți că la mine în oraș când intri este efectiv o pancardă. O cumpărată ăștia post-publicitar din ăla. Efectiv post-publicitar, frate, billboard, știi? Cu site-ul lor de... ca să te înrolezi la ei în sectă sau dracu știe. Și... cu aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos, exact așa scrie. Și după aia site-ul mai jos, m-am căcat pe mine de râs când am văzut-o. Până și ăștia, frate, they embrace the meme. E foarte Caterin, că mă jur. Invit aici alături de mine pe domnul Bombonel. No, Bombonel, ai belit-o. Cum se cheamă? Oh, că te repară ăsta acum, oh, ești nebun. Cum nici la mecanic nu te repară. Namaste. Namaste și ție. Adică venit acest salut. Cât trebuie să stau, zi-mi, Alexandru. Atât, ajunge. Dar ce te faci cu mine dacă eu sunt cu extraterestri, cu alte zone?
Adică dacă nu credeți în Dumnezeu sau ce? Nu știu, cred în Dumnezeu, dar poate nu cred ca tine. Haideți să opa, dăm un opa. Exemplu. Nu-i bine. Unul dintre cei mai mari atei ai istoriei omenirii, pe nume Blaise Pascal. Stop! Preiau cuvântul? A zis așa: dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții se va dovedi că Dumnezeu nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă aleg să cred în Dumnezeu, iar la finalul vieții se va dovedi că El a existat, atunci am câștigat tot. Am pierdut totul. Am zis că am câștigat. După s-a dus în par și a băut o sticlă de bucegi la PET. Înainte de asta aș fi vrut să te întreb, ai vreun cristal la tine pentru măsea? Chiar ar trebui unul să-mi bag piciorul și fie mă doare măseaua. Îl reglează pe modelul ăsta, ești nebun? Cele cinci elemente sunt uniformizate, contopite, integrate în întreaga ta ființă. Tu mi-ai făcut acum un fel de revizie? Eu am făcut revizie, trebuie să schimbe filtrele și uleiul. Toți suntem frați și surori într-o Hristos. Am zis fără glume, am da? Am uitat și asta. Am spus când vorbim serios, vorbim serios. Bă, dar asta ce s-o gândit, frate, că merg la România, au talent și face ce? Chestia asta e ceva de genul că, bă, cum ambasada mătii mi-apar la mine în cronologie, trăznici ar dracu de hipopotam. Ai de viața mea ce wild era mai de mult, frate. Și exact ceea ce am să spun eu, vei spune și matale. Ia, ok, frate. Om. Ugram. Viram. Viram bani în cont. Mahavishnu. Jvalantan. Jvalantan. Asta e ceva prăjitură, frate, e bun? Tam. Jvalantan. Vishvata. Ta, băi. Mucam. Ai grijă Mucam. Ce mă pui să zic că suntem la televizor. A, pe bune, ești nebun? Pe bune, mă pune asta să zic mizerii, de asta îmi dau demonetizare și de la YouTube. Cum adică mă fac să înjur în p***a? Eu zic acum în limba ajramă că sunt un cretin și tu mă pui să fac treaba asta, mă dau ăștia afară. Și tu o să zici, băi, venind la România, talent, să-l dau pe bombonel afară. Asta e de fapt numărul. Tată ceresc. Dă-mi răbdare. Uai de... Dai seama ce lojignit, frate, e nebun. Tată ceresc, dă-mi răbdare cu cretinul ăsta, cu ratatul ăsta, că nu știe, nu înțelege nimic, e un prost. L-ai supărat acum pe domnul Alexandru. Băi, eu știi ce nu înțeleg, mă, omule? Ăsta ce au crezut că faci dacă vine la România au talent și faci chestii de genul? Adică, totuși, la România au talent, frate, nu vii să mântuiești lumea, ești nebun, să le schimbi mușamaua de pe masă. Nu, vii să faci show, să faci spectacol, o magie, o vrăjeală, un cidori, o chestie. Nu vii, frate, la România au talent să reglezi ceacrele la oameni, ești nebun. Oricum, chestia asta ce face pârgarul ăsta ține de spiritualitate, dar nu cred că este neapărat locul potrivit unde să practici chestii de genul, unde lumea vine să-și bată de alții sau să fie uimiți de alții. Știi ce zic? Adică... Să le lași pe Bucur să-i regleze... Nu, dar să-i regleze și lui Bucur lumina. Că și el cred că are defecțiuni pe la lumină, pe la anguri. Eu cred că ceacrele alea oricum niciodată n-au fost așezate, că de câte ori au de ceacre, eu nu știu ce înseamnă, dar toată lumea zice că să le regleze, să le așeze. Pare că toți avem ceacre, dar ele au venit dereglate la toți. Dacă erau bune ceacrele astea la ceva, de ce n-au venit aliniate? Că n-am auzit pe niciunul care să zică le-am avut aliniate, dar mi s-au dereglat și mi-a făcut ciundarul, sau cum îl cheamă. Nu te bă de aici cu el, cu toți, cu pietroarea lui. E de România au talent. La România au talent, vii să faci spectacol. E vineri seară, vreau să văd show. Cântă, dansează, țipă, pictează, ia un pian, o vioară, dă-o pe după spate, vino, fă-mi un twerk. A, om simplu bobonete ăsta, bombonel ăsta. Omul a venit să facă niște chestii spirituale, dar chiar nu și-au locul aici la România au talent, părerea mea. Și oricum, având în vedere că este el, cine e el și spatele lui și așa mai departe și... Tot acâmul, vă dați seama că lumea nu a putut să le ia în serios. Și dacă te uiți, sunt foarte multe comentarii, bă, frate, care le fac roast la juriu și la oameni, că ei sunt dezamăgiți, frate, ești nebun. Felicitări celor care au sesizat nemernicia celor care au invitat acest copil. Are 29 de ani, ce copil vorbești? Ce copil?
Copilul Dumnezeu, că mai mult de atât nu-i. În cadrul acestui spectacol, ce urât sunt unii oameni, juriul nu este nici el exonerat. Dacă ai venit în juriu, ai știut, în fișa postului intră și rolul de nemernic, nu? Nu vă e frică de Dumnezeu. Unii oameni au nevoie, frate, să se ducă să bea o bere în oraș, sincer. Cea mai rece bere trebuie să o bea, bă, ești nebun. Cea mai rece bere, o sticlă de cotnare, un pet în parcul și să vină poliția că de ce bei în parc și n-ai mască, de dracu de ratat. Sper că v-a plăcut acest episod. Like, share, sub și tot dacă un like și primiți parfum WhatsApp.